Amenzile rutiere vor crește cu aproape 20% odată cu majorarea salariului minim. Conform legii, un punct de amendă este echivalentul la 10% din salariul minim brut. Prin urmare, deoarece salariul va crește la începutul lunii mai de la 1050 de lei la 1250 de lei, amenzile pe care le pot primi șoferii se vor mări și ele. Mai precis, până pe 30 aprilie, un punct amendă este egal cu 105 lei, însă de la 1 mai acesta va ajunge la 125 de lei. Cea mai mică sancțiune va fi pentru nepurtarea centurii de siguranță, nesemnalizarea la schimbarea direcției de mers sau pentru vorbitul la telefon fără căști, între 250 și 375 de lei. Cele mai mari amenzi aplicate persoanelor fizice ajung la 20 de puncte amendă, adică 2500 de lei. În această categorie intră, de exemplu, cei care conduc o mașină a cărei inspecție tehnică periodică a expirat, care nu efectuează verificarea medicală periodică sau care conduc automobile fără anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață ori polei. În funcție de cuantumurile salariului minim pe economie stabilite de Guvernul României între anii 2011 și 2016, punctul de amendă a crescut de la 65 de lei la 125 de lei.